Primăria Suceava va cumpăra 5 autobuze de mici dimensiuni pentru TPL. Primarul Ion Lungu a spus că achiziția este estimată la 1 milion de euro cu TVA, iar noile vehicule vor fi scoase pe rutele nerentabile, cum ar fi cele spre Gara Itzcan și Burdujeni-Sat. Luni va avea loc licitația pentru achiziționarea celor 5 autobuze noi în municipiul Suceava de capacitate mică. Așa cum am spus, este un nou pas pentru modernizarea parcului la transportul auto din Suceava. Suma totală estimată 182.964,27 euro plus TVA. Sper să ajudice în așa fel încât să aducem 5 autobuze de capacitate mică, să le punem la dispoziția TPL-ului. Așa cum am spus și altă dată, aceste autobuze vor avea rolul să meargă în primul rând pe traseele care nu sunt rentabile. Trasee mici care nu sunt rentabile și pe care municipalitatea trebuie să facă transport, de asta este transport public, în mod special în Burdujeni și în Burdujeni-Sat și în Itzcani. De asemenea, așa cum se știe, începând de astăzi s-a adus acel autobuz electric în municipiul Suceava, în timp de 5 zile până pe 25 va circula în Suceava și va merge pe ruta 2 de la gară și va urma traseul rutei 2. Transportul este gratuit sau călătoriile sunt gratuite pentru suceveni. O să vedem, să ne convingem cât este de rentabil. Spune că are o baterie care rezistă la încărcare 170 de kilometri. Bine, asta e încărcarea standard, în 7-8 ore se poate face. Se poate face și încărcare rapidă, dar dacă o încarce, adică să mai oprească undeva traseu să mai încarce. Tocmai în proiectul pe care îl avem noi sunt puncte de încărcare rapidă și standard. El standard stă 7-8 ore la încărcare, ăla rapid poți să-l pui în trafic ca să mai poată funcționa. Deci vom trage o concluzie, eu rămân optimist că până la sfârșitul anului vom putea crea acest proiect cu autobuzele electrice. La acest moment, în parcul auto al TPL Suceava, există 33 de autobuze, din care 30 au fost achiziționate în 2006, au parcurs deja câte 700.000 de kilometri și trebuie casate. Alte 3 autobuze au fost cumpărate în 2009 și au parcurs câte 500.000 de kilometri. TPL dispune și de 20 de microbuze, din care multe sunt îmbătrânite.